Salutare, mă fan Shansi, la un nou episod de FC24 Pack Opening, un nou icon player pick pe contul RTG, unde sper să pice un atacant extraordinar de jumecher în locul unenia Harry Kane. Dacă vă place seria, nu uitați să apăsați și pe butonul de like, e foarte important să vă abonați, legendar de important, dacă n-ați făcut deja, să dați un follow pe Instagram și cel mai important lucru de pe planetă, folosiți codul de reducere către XPG pe PC, garaj, indiferent ce vă cumpărați, jocuri ieftine pe G2A și bineînțeles către pe Fortnite Shop, milioane de dolari, let's go, hai, domnilor, hai să vedem. Să începem cu pachetul Zini, să facem rost de fodder, să terminăm icon player pick-ul. Sigur că da. Gold pack, R9, fiți antena. Pentru jumătate de secundă era, să zic, card special. Lamela. De fapt, stai că la era Argentina, nu-i Lamela. Este nenea Suso. Mai dăm și pixel pe aici. Una în spații. Ce să și faci, n-ai ce să faci. Asta e viața, dai din craci. Gold pack. Din nou. Cum era să vină direct R9 din Gold Pack? Pachetul anului, pachetul planetei. Măcar nu avem multe dubluri. La Bantem și Vrăjeli. E la scoapă și cu zahăr. Primim un Gold Pack, ia să vedem dacă am ceva pachete garantate pe aici și elea. Opa. Small Rare Gold Player's Pack, 82 plus garantat. Nemția, CAM, Müller, Magul sau nici măcar. Nenia, domnișoara, Freigang, 83. Urugol. Mergem în eu zici că stă. Asta dacă am și pe aici ceva. E pixeluit. Almiron, vrăjal ăsta. Ăsta. Și ăsta. Și Fofana. Trimitem sub pe Nenia Meret și Pericu. Nu știu alți să fie în bafta lor. N-ar fi rău dacă mi-ar da și ceva jucător de ăsta mai scumpicel. Am ceva tradable? Nimic. Premium Gold Pack. Italia, goalkeeper. Nu este Gianluigi Buffon. Scuze dacă o să-i dea la Nenia Buffon icon. Clar, bine, teoretic ar fi cel mai bun portar din joc. Din câte și Nenia Buffon a fost șeful șefilor. Oliver Kahn ar mai fi fost interesant. Dar la parcă are contract cu PES-ul. Nu știm exact cum există contract cu PES-ul, că nu se mai joacă nimeni în PES. Nici nu se numește PES, se numește... Nici nu știu cum se numește, nici nu e bun. Premium Gold Player Pack. Nenia Christensen de la echipa inferioară. Nenia Mbabu. E double ceva bun. Bangili. Hai Gigel. Pedalează Nenia Gigel, că e numai începutul de sezon de FIFA eSports în game. 82 plus garantat. Cardurile speciale drop rate extraordinar de mic. Și este Nenia, nu e Orban, stai cum îl cheamă, Gulaci. Gulaci 85 sau 3, parcă și la asta i-a scăzut ratingul, sau 4, am nimerit perfect. Moroni, Almustrati și toți băieții. Merge perfect. Eu știu să de aici, în ultimul timp. O cam dat nimic pe contul ăsta la Icon Player Pick, pack-uri. True Rare Gold Player's Pack. O, lăsăm un pachet, vrea să am unul cu 3 jucători, mă, dar n-am. Doi jucători nu merge. Asta e că un player de 3 castane. E Quixel. Hai Gigele. Nici jucătăi. Jumbo Gold 26 pack. Aici știu de unde am pachetul acesta. Este de la Rivals. Pentru că am uitat să-mi fac ultimul win. Așa am primit premii de rang din ăla pârlit. Asta este. Mai aveam de făcut un win. Am uitat să-l joc, așa că avem 26 gold pack din ăsta. Cum ar fi să-mi dea din următorul pachet 26 gold din ăsta? Mare aică, nici din bun. Să fi fost o decizie, mie o decizie. Să fi fost o uitare corectă. Dacă-l și deschid. Jumbo gold 26 pack din nou. Ce frumos era un Neymar. Hai Mbappe. Castan.
Cine? Bamba? Nu-i Bamba, sau? Este nea Terie. Bamba nici nu mai știu unde joc. Cred că s-a transferat, dar... Din Anglia oare? Nu mă, în Spania cred de fapt că e Bamba. Un ban cinstit corect? Se fac și ban pe dreapta. Hai că-s mega curios și o să fie like în player pick. Two rare goal players, back. Portugal, left winger. Este nenea, Gonçalo Guedes. De mult nu l-am mai prins nici bun. Ăsta e mă, Pedro Gonçalves, mă. De ce zic Gonçalo Guedes? Panamera. Ăsta l-am prins de mai multe ori când era cardul la Europa League, parcă. Pedro Gonçalves. Mă mir că nu l-am mai prins de atunci la campaign pack din ăla. Ia să vedem. 87x3, am un pachet cu 3 jucători, domnilor. Dar lasă asta poate pentru vineri, să văd. Cine știe? Poate bagă ăștia ceva schemă. Mamă, ce-ar vrea să văd o Mia Hamm. Mamă, cum ar fi Mia Hamm din pachetul ăla. Din player pick, de fapt. O bagă în locul lui Harry Kane. Vai de cap, îmi dau ciobănești care și abilitatea specială ultra mega. Pokémon style. Ar fi cas. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Și lea. Prime Gold Player's Pack. Nemția. Left back. Este nenia Petrica Intergalactic. Ok, este domnișoara Mueller. Rămadă de Mueller în jocul ăsta. Bani cinstiți corecți. Nimă la Anzini ăla ăsta. La un moment dat juca prin... Anglia, știu că mi-a picat la un moment dat ceva cardia lui. Interesant. Dar nu știu la ce FIFA. Dar de mult oricum. Premium Gold Player Pack 80 și... Nu, 80 plus garantat. CM, domnișoara Little? Nu. De la Chelsea habar n-am cine-i scoțiancă. Este domnișoara Codbert. Codbertii. În spate nimic. Sunt John-urile bani. Și acum, cele trei naționalități o să pice la următorul pack, vor pica și like în player pick. Dăm în mijloc. Prime Gold Players Pack 82 plus garanta. Brazilia, Brazilia, Brazilia. Ok, clar n-are cum să pice. Corea. Nenea Kim In-jae. Dacă ar fi picat informul era chiar interesant. Parcă era vreo 200 și ceva de mii, nici nu mai știu cât a ajuns prețul ăla. Ok, aș vrea să văd asta. America, Spania, Spania. Ar fi perfect. Deși dacă e să o luăm așa, ar fi Portugalia în față la 81-le ăla. Ar fi, practic, Corea n-avem cum. Ar fi Portugalia, nenia Eusebio, domnișoara Hamburger și spanioloic, spaniol Butragueño. Ar fi o alegere extraordinar de grea, hai că da. Opa, stai că ăsta e 4 mâne neon și l-am și cu Shadow aici, nebun. Era să dau cu XL la 10 milioane din coins. Ma bun, hai să facem like în player pick-ul, să vedem. Cam ăsta e squad-ul final, like în player pick. Am băgat-o și pe domnișoara asta, că cine știe, pot influențăm acest player pick și vine direct pe striker Mia Hamm. Facem cu schema ț. Hai să vedem. Lăsați și vă în comentarii cu ce ați primit din like în player pick-ul ăsta. Și bineînțeles, dacă vă cumpărați ceva de pe PC Garage, nu uitați să folosiți codul de reducere. KTXPKG, let's go time. Să fie bine, să nu fie rău. Hai mă nene mă. Mia Hamm. Sau R9. Bun. Ca și pe contul principal, nici urmă de carduri speciale. Centurion, Thunder Strike și alte vrăjeli. Linie de cur. Dacă luăm pe nenea Rivaldo, cred că Rivaldo avea un card special, dar nu știu dacă era Centurion, Thunder Strike sau din astea, care era utilizabil. Așa putem zice că am luat din nou lemn de foc. Cred că e gratis ăsta. 200.000. Da, 200.000, dar să fii în serios, cine o să joace cu ăsta? Medium low, 4 cu 2. N-are agility, n-are balance. Shoot-ul cum este. Pace n-are. Uși, ca și cu Raulat, măcar are din ăsta cu R1, dar în rest, purul gol pansat. Uite așa am dat 700.000 pe două iconuri. Curugol, Pansatos, Maximus. Dar
mai încercăm, că poate data viitoare vine brazilianul corect sau american. Mersi pe vizionare, să aveți o super faină în continuare și ne auzim data viitoare. Salutare, salutare!